patru instituții, Centrul de Sănătate Publică, Agenția Națională de Siguranță a Alimentelor, Direcția Situații Excepționale, sunt în subordinea directă a Guvernului. Ministerul Sănătății, Ministerul Agriculturii și Ministerul Afacerilor Interne. Iar ceea ce invocă persoanele care activau nelegal la această instituție, Inspecția Muncii, care se află în subordinea Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familie. Materialele vor fi transmise și eu cred că primarul general face va lua act asupra concluziilor anchetei. Va trebui să facă diverse pe toate aceste instituții pentru a lua atitudine, pentru că, în opinia noastră, repetăm, este un valoare flagrantă a atribuțiilor de funcție a organelor permisive. Dar cei care au verificat, cum motivează că au ignorat acea putere? Cei care au verificat, cum motivează că au ignorat acea putere? Noi avem aici, cineva spunea că două foi, sunt îndeajuns foi și avem și stenograme. Ce spuneau? Că au anunțat de mai multe ori patronii despre existența acestui miros, periodic venea cineva care înlătura, așa, prin metode proprii acest miros, niciodată n-a fost solicitat ca să vină de la pompieri sau de la serviciile de abilitate și în gaz, ca să verifice care este starea de lucru la acest obiectiv. Întrebarea noastră este de ce serviciile care au inspectat obiectivul în august nu au intervenit pentru a lua măsuri. Sunt mai multe persoane, dacă vorbim de instituție, dacă ne referim la persoana care a inspectat, pe urmă la șeful de secție care a coordonat, pe urmă la șeful direcției care a contrasemnat, dacă vorbim de Centrul de Sănătate Publică, se eliberează o autorizație, vorbea de o autorizație. Sunt mai multe autorizații pe lista. Centrul de Sănătate Publică eliberează autorizație sanitară, Agenția Națională de Siguranță Alimentelor, autorizație veterinară, Direcția Comerț, autorizație de funcționare. Deci toți acei care au contrasemnat ar trebui să dea și niște răspunsuri. Dar ancheta sau grupul de lucru a scos în evidență aceste rezerve. Mai departe, decizia rămâne aprobată de către procuratora municipală care instrumentează acest caz. Eu i-am citit și domnului primar ce a spus Cristian Piedone, pentru că este un lucru important. Dumnealui a spus că trebuie justiția și după aceea, dacă cuiva... Piedone spune că... Am spus și specialistul și secție și pentru că asta... Piedone spune că își asumă vina morală, în primul rând, iar cea legală o lasă ca justiția să-și spună cuvântul. I-am citit tocmai acum și am spus că plec din această sală, dar important să nu minte oamenii când spune că procuratura trebuie să se expună asupra faptului dacă este de vină boiată sau altcineva. După toate reacțiile din ultimele zile, după emoția și furia total justificate și exprimate în spațiul public, în căutarea vinoveților. După meeting-ul de ieri din capitală, am avut timp să reflectez și am ajuns la următoarea concluzie. Îmi prezint astăzi demisia de primar în semn de respect față de victimele tragediei și sper că vidul legislativ și carențele administrative să tragă un semnal de alarmă de la cel mai simplu funcționar până la cel mai înalt for legislativ. Poate că atunci când oamenii ies în stradă să-ți ceară să pleci și alte mii cer același lucru cu rețele de socializare, e bine să asculți. Deci, asta ca să fie clar că de mincinos poate fi un primar care v-a tot spus că lucrurile stau diferit în cazul celor de la București și de aici. Mai mult decât atât, este urât ce aici s-a întâmplat, nu înțeleg ce fac acești polițiști aici și de ce nu au permis oamenilor să treacă când joi oamenii lui Duda s-au intrat nestingherit în ședința primăriei. Plus, aș fi vrut să mă refer la foarte multe lucruri pe care le-a invocat astăzi domnul primar, dar cred că nu este cazul în condițiile în care avem acest incident aici. Poate facem un briefing mâine ca să vorbim și despre milioanele din credite, eventual granturi despre care a vorbit domnul primar și multe altele. Vă mulțumesc!
Twitter e